Reprezentanții Memorialului Revoluției din Timișoara spun că interesul autorităților locale pentru această asociație este nul. Activitatea lor este ignorată cu desăvârșire. La niciun eveniment organizat nu a participat nicio oficialitate locală, iar despre sprijin financiar nici nu se pune problema. Un prim sprijin ar fi la îndemână și n-ar costa nimic. La fiecare eveniment al nostru am invitat autoritățile locale să vină acestea. Nu ne-a călcat niciun primar, niciun președinte Consiliului Județean. Deci a fost un interes, dezinteres complet din partea autorității locale și asta chiar nu cerea bani. Da? Era vorba de o simplă prezență prin care să se accentueze importanța unui eveniment sau pur și simplu să arate că autoritățile locale sunt alături de noi, ceea ce nu arată și n-au arătat. Lucrurile se schimbă însă când vin delegații străine și întreabă ce pot afla despre revoluție atunci când ajung la Timișoara. Reprezentanții memorialului sunt cei care spală rușinea. Când vin delegații ale instituțiilor publice locale din afară Timișoara, vin că acești delegați întreabă ce putem vedea pe revoluție, nu-i așa? Și cine îi scoate din încurcătură și din rușine? Memorialul Revoluției, că suntem singurii care putem arăta ceva despre revoluția din 89, pentru că autorităților locale știu că baica asta este și marea problemă, în 35 de ani n-au putut să facă nimic. Și poate că un ONG, o asociație, reușește cu o finanțare, hai zicem, rușinoasă din partea statului să facă, să încerce să dezvolte o multitudine de activități pentru a așeza cât mai curent în memoria colectivă istoria noastră recentă, se pare că deranjează. Mai mult decât atât, în ceea ce privește problema monumentelor din oraș, 14 la număr, Memorialul Revoluției a încercat să negocieze cu primăria un parteneriat cu scopul de a evita ca acestea să se degradeze. Nu s-a făcut însă nimic. Ideea era de a colabora cu primăria pentru că primăria are mai multe resurse pentru a putea să le întrețină. Pur și simplu să amenajeze aleile, să refacă postamentele, să le curețe un pic, exact ce trebuie și să se intervină profesionist. Pentru că, de câți ani? De 3-4 ani există ideea aceasta și n-au făcut nimic. Monumentul din Cimitirul Eroilor, la fel, are nevoie de o refacere, de o îngrijire, de până la punct, de totuși memoria eroilor noștri, locali și Nu răspunde și când răspunde spune că nu se poate, că sunt tot felul de lucruri, dar ar trebui să intre în sistemul acesta. Memorialul Revoluției este parțial finanțat de către bugetul de stat prin Ministerul Culturii. Finanțarea anuală este în medie de 800.000 de lei. Anul trecut, datorită faptului că Timișoara a fost capitală europeană a culturii, i-au fost alocați 1.100.000 de lei. Cu acești bani drămuiți în fiecare lună trebuie să se descurce cu utilități, personal și toate activitățile desfășurate.